Premiu de excelență pentru implicarea în utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic, domnul Marius Ioan Piso, președintele ROSA, Agenția Spațială Română, este câștigător acestui premiu. Felicitări! Sunt foarte onorat de acest premiu care, ca să continui discursurile precedente, se cuvine celor mai mult de 2000 de specialiști care în România lucrează pentru spațiu, care sunt cercetători, profesori, ingineri, militari și pot să vă spun că lucrează bine. Avem contribuții inclusiv pentru securitatea națională. Aș putea iar să menționez că Institutul pentru Științe Spațiale este cel mai bun institut din țară, pe toate statisticile mondiale în ultimii câțiva ani, și că este ceea ce facem, ceea ce organizatorii au reușit să fac pe parcursul anilor și în această seară, este ceea ce trebuie să facem acum. Averea națională înseamnă competență și asta este cel mai important lucru. După aceste evoluții în lume, unde avem o pandemie, așa, noi trebuie să observăm că acum apar roboții, acum apare inteligența artificială, acum apare competiția reală, când activitățile repetitive sau monotone nu vor mai fi neapărat apanajul oamenilor. Și atunci cele care au importanță sunt cele care creează valoarea adăugată intelectuală și aici menționez, în primul rând, pentru că e cercetarea științifică. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Felicitări!